Cerebel își vede de viața de artist după despărțirea de Elena, dar rămâne și tată pentru fica lui. Mâine pot pleca din țară, poi mâine pot să mă însor și război ne pot să divorțez și peste patru zile mă întorc înapoi în țară. Nu despre asta e viața, adunăm amintiri. În aprilie, Cerebel și Elena anunțau că vor divorța după 16 ani de căsnicie, fiecare urmând să o ia pe drumul său. Uh, fiecare este în lumea lui, ca să zic așa. Adică și eu și Elena, fiecare e pe traseul lui, fiecare e ce are de făcut și ne concentrăm să ținem frontul comun pentru alesia, evident. Cred că a fost una dintre cele mai civilizate despărțiri din lumea mondenă, fiindcă oamenii și-au rezolvat cu maturitate problemele. A fost și tristețe și eliberare. Cumva. Adică eliberare, dar nu la modul... A fost o inchiziție după care, gata, domne, freedom, să vezi dacă ce începe. Nu, nu a fost la modul ăsta. A fost o... Altă formă de a trece într-o altă etapă a vieții, unde dacă îmi spuneai anul trecut pe vremea asta pe terasă că se va întâmpla asta, îți spuneam că ar trebui să sar de aici, să vezi dacă e distanța prea mare. Da. Fostul campion la Kendama în vârstă de 46 de ani are o fică de 14 ani, cu care se înțelege foarte bine pentru că are un limbaj simplu, pentru că cerebel la rândul lui e un băiat simplu. Le place aceeași formație de K-pop, mai exact Blackpink, și au tot felul de discuții despre relații juvenile, despre festivaluri, despre orice. Alesia, după cum o descrie Cerebel, e o fată deșteaptă și matură emoțional, care a trecut peste divorțul părinților, chiar dacă nu de tot. Cerebel, până la urmă, pare genul ăla de tată cool, care e prieten cu fata lui mai degrabă decât o figură paternă super autoritară. Mă bucur foarte tare că Alesia. Chiar dacă acum abia face 14 ani, e destul de matură, este inteligentă, este și copil în același timp și fals, adică falsează, trece ușor aparent, dar este evident că undeva acolo mai are de, de trecut, dar am, suntem aici să vedem și noi cum se va prostogoli această informație și această schimbare pentru ea. Și Alessia vrea să urmeze o carieră în muzică, cântă în engleză și în coreană și probabil va încerca mai multe stiluri muzicale. Ce mi se pare tare mișto aici e că Cerebel are o relație faină cu fata lui și pe care o încurajează și o susține și că după divorț atât el și Elena s-au concentrat pe educația ei, nu pe scandal sau bârfe. Dăm drumul. Nu. Dacă nu-mi dai drumul, îți dau să mănânci paste. Bine. Pasta și pasta. Aaaa!